Bună ziua, dragi telespectatori Capital TV și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Numele meu este Roxana Meleșcanu și astăzi am pregătit o ediție specială a acestei emisiuni. Avem doi invitați noi și vreau să vi prezint numai decât. Bine ai venit, Marian Pogaion! Bine v-am găsit, dragii mei! Și bine ai venit, Adrian Tusluc! Bună ziua! Și... daci despre tradiții. Corect. Pe Marian și pe Adrian i-am întâlnit în urmă cu o lună la o vizită la Sarmisegetuza Regia în cetățile dacice și s-au legat discuții foarte interesante, numai decât. Haideți să vedem, să-i lăsăm pe ei să se prezinte câte puțin. Marian, spune-ne câte ceva despre tine. Mă ocup de partea de istorie și spiritualitate a neamului românesc, urmărind să reîntregim această tradiție spirituală, să o reactualizăm de la rădăcini, de la obârșii până în ziua de astăzi. Tradiția spirituală a getodacilor, Sfânta corect? Tradiție spirituală. Sfânta tradiție spirituală a getodacilor. Mulțumim, perfect. Și am vrea să conștientizăm faptul că ne dorim cu toții în ziua de astăzi să avem acces la o gură de aer proaspăt și să luăm cât mai multă energie din locurile din natură, în acest spațiu pe care ne-l oferă țara noastră. Și în acest sens aș dori să vorbim despre Dacia Străbună, despre zona Bucegilor, Sfinxul, celebrul nostru Sfinx din Bucegi, și această matrice energo-informațională a României, această structură a gurilor de rai, mai bine zis. Minunat! Adrian, pe tine te-am găsit ca fiind un ghid. Ne spui ce fel de ghid ești da. Tu, alături de Maria? Deci sunt un ghid dacic care prezintă istoria și legendele dacice din Bucegi și nu numai, din toată țara, și cu drag le prezint oamenilor și pot să-i duc în lumea străbunilor și a tainelor acelor locuri. Absolut minunat. Vorbind despre străbuni, cine sunt ei? Cine au fost ei? Sau cine sunt? Depinde din ce perspectivă privi. Din punct de vedere istoric, ne amintim că marele Herodot spunea despre străbunii noștri că sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Ne mai putem aminti că țara noastră era denumită, a fost cumva numită Daksha, țara zeilor. Și sufletul, ca să zicem așa, egregorul acestui neam, sufletul nostru al României, era numit Magna Deum Mater, mama care a unit cerul cu pământul și a zămislit toți zeii. Și tot anticii numeau țara noastră sfântă ca fiind Dacia Felix sau Ținutul Fericiților, Dacia Augusta sau Terra Mater, mama pământ. Și având aceste reprezentări a comunității sacre în această zonă a Europei, în vechea vatră a Europei, putem identifica această legătură intimă a sufletului neamului românesc cu sufletul planetei pământ, cu mama Gaia, despre care tot anticii spuneau despre Gaia că și-are locașul sau țara lângă Oceanos Pamatos, istrul sau Dunărea noastră de astăzi, și era divinitatea protectoare a păstorilor. Minunat! Cum trăiau ei? Cum trăiau străbunii noștri? Există vreun munte sfânt?
Avem câteva referiri, Strabon face astfel de referire, el spune că ei trăiau printre nori. Pentru că Davele, cetățile de lumină, Dave, lumină, cetățile de lumină, se aflau pe aceste culmi, mameloane ale dealurilor, în partea de sus, printre nori trăiau, și nu întâmplător li se spuneau Dave, pentru că în realitate ele erau mănăstiri. Deci toate aceste cetăți aflate pe culmile dealurilor aveau această folosință sacră. De-aia și erau numite Dave, mănăstiri de tămâie le-am numit noi, care, bineînțeles, mergând către perioada romană, au fost transformate apoi în cetăți de apărare. Tocmai pentru a apăra această sfântă tradiție. Și, bineînțeles, aici vom vorbi despre Muntele Sfânt, despre care avem câteva referiri, cum spuneam, printre care și o piatră descoperită, o cărămidă la Dobrosloveni de Olt, care face astfel de referire. Har Titos, Mare Zeul, Tintoninos și Pretutindeni. Insus Tico Izdacon, așa spun dacii, Can Sia Til Cogaion, când Sia, când privesc spre Cogaion. Ilmaton Hlio Hlio, luptătorii să cânte, Pleiste Nactoilo. Sfânt este Domnul Nopții, Domnul Nopții și, bineînțeles, cel care controlează ziua și noaptea. Referiri la muntele Cogaion mai face și Strabon, care spune că lângă el, lângă muntele Sfânt, din el sau curge Naparis, apa sacra zeilor, acest râu al Ialomiței, identificat și de Densușianu, marele istoric, iar lângă el se află peștera sacră, bineînțeles peștera Ialomiței. Absolut minunat, ce frumos! Am intrat într-o poveste despre origini, o poveste veche, minunată, și spune-ne câte ceva și despre bucegi în contextul Cogaionului, Muntelui Sfânt și a străbunilor noștri. Cogaionul, ca să zicem așa, este căutat adesea. Mulți îl identificăm în mai multe părți ale țării. Mulți identifică ca fiind Sarmisegetuza, cu templele de lumină, inima Dacii. Foarte mulți identifică ca fiind Ceahlăul, la fel este piramida de lumină acolo, care se realizează, semn clar că este o altă vibrație. Mulți identifică ca fiind muntele Tezat, pentru că este o piramidă fără acel vârf de cristal. Și tot așa, dacă mergem în munții sacri, îl putem identifica pentru că în realitate este această matrice, cum spuneam, de locuri sacre, Cogaionul fiind o vastă rețea energetică a României, de care beneficiem de milenii pe acest pământ. Și aici am dorit să vorbim în special, în prima parte a emisiunii noastre, despre bucegi. Corect. Ce mistere ascund bucegii? Ce comori sunt acolo? Bineînțeles, misterul este doar ușor dezvelit. El a fost abordat, acest mister, în trei trepte ale inițierii, care sunt cunoscute. Peștera Ialomiței, cum ar veni cavitatea, locul din care oamenii se nasc, zicem așa, ies din peșteră spre lumină, apoi în această peșteră foarte specială despre care vom vorbi, avem următoarea treaptă ca fiind platoul babelor. Bab înseamnă înțelept, babi, înțelepți. Avem noi moșul și baba, da? Babele. Și a treia treaptă de inițiere se află la vârful omul sau această denumită axis mundi, axa spirituală a lumii sau coloana cerului, piramida de lumină. În toate tradițiile este căutat acest munte sfânt și regăsim, ca să zicem așa, această structură de munte sfânt nu numai în România, ci fiecare, să zicem așa,
mare civilizație își atribuie deținător al Muntelui Sfânt, al înțelepciunii primordiale. Însă, așa cum structura energetică a omului este formată pe nivelul de vibrație, așa este și planeta. Deci dacă noi avem, să zicem așa, structura capului în care primim aceste informații, creierul downloadează, ca să zicem așa, aceste informații cosmice sau macrocosmice sau planetare, așa și planeta Pământ are un centru, ca și capul omului, unde este moalele capului, această deschizătură energetică se află și proiectată și asupra planetei, pentru că trebuie să ne amintim de faptul că ceea ce este în mic este și în mare și proiecția totului în parte. Aceste legi a lui Hermes, care sunt universale, despre care e bine să amintim faptul că în istoriile lui Herodot 5:7 se spune că getodacii îl adorau pe Hermes. Și dacă vorbim, ajungem la această înțelegere, deja dezvăluim o mare parte din înțelepciunea ocultată a străbunilor noștri, fie că erau pelagi, traci sau getodaci. Dacă se știe acest lucru, că străbunii aveau aceste legi, pe care noi le numim acum belagine, legile frumoase, aceste legi ale lui Hermes, legile universale, atunci deja vorbim despre o mare înțelepciune pe care o înțelegeau, o abordau în viața de zi cu zi străbunii noștri. Minunat! Mai spune-mi, te rog, cum ne putem conecta în mod corect la această tradiție spirituală? Chiar și în intențiile mele spuneam că sunt daruri. Daruri, cunoaștere, putere în a cunoaște ce a fost înainte, pe linia timpului. Da, deci cum am spus, sunt cunoscute celor obișnuiți, ca să zicem așa, primele trei trepte de inițiere, adică pământ, materie, suflet și apoi univers, spirit. În realitate, toată cunoașterea este axată pe 7 nivele de vibrație. Și nu întâmplător, munții Bucegi începe această inițiere de la cascada celebră cu apă vie, cascada 7 izvoare. Studii s-au făcut încă din 1920, 1930, 1950, 1980 asupra acestei ape foarte speciale, această apă vie. Și s-a constatat că nu se găsește nicăieri o apă la fel de pură cum se află la cascada 7 izvoare. Au cercetat-o și au ajuns la două posibilități. Una, că trece printr-un câmp magnetic foarte special care dă această calitate, sau că ar putea trece printr-un filon de argint. Ideea este că însă și în perioada post-decembristă și Ceaușescu, să zicem așa, a simțit să dezvolte niște cercetări acolo în zonă și chiar a interzis accesul la această apă sacră, însă știm cu siguranță că în fiecare zi un elicopter îi ducea apă proaspătă din zona Bucegilor la București. Spune multe. Da. Apoi, pornind, ca să zicem așa, de la acest loc în care 7 energii de vibrație pornesc, nu întâmplător cascada 7 izvoare, avem acces apoi, după ce accesăm peșterile sacre, peștera mare a Ialomiței și peștera Puznicului, urcând către pe piciorul bătrâna, pe piciorul babelor, către Sfinx, accesăm apoi celelalte guri de rai. Apoi este gura de rai în care ne recăpătăm forțele, se știe despre această gură de rai, regeneratoare, în care după ce urci o oră ești ca nou, în momentul în care ajungi acolo. Bineînțeles, avem Sfinxul, apoi ajungem la șaua Cerbului, spre Valea Cerbului și apoi vârful
Omul și vârful Bucura. Deci este vorba despre o inițiere completă pe care o putem aborda pas cu pas în această călătorie inițiatică atunci când mergem în zona Bucegilor. Dar ca să înțelegem de ce vorbim despre aceste niveluri de vibrație, trebuie să vedem ce ne-a rămas nouă, actual, în tradiția noastră creștină, adică cum putem certifica aceste mari înțelepciune, o mare înțelepciune despre care vorbesc textele sacre orientale, de exemplu. Și atunci putem accesa înțelepciunea Sfinxului, a ceea ce reprezintă Sfinxul. Știm bine că în tradiția egipteană Sfinxul este format din cele patru animale. Are trup de taur, care reprezintă elementul pământ, are labele din față și coada este zodia leului, sunt de leu, deci foc. Avem aripile Sfinxului, care reprezintă energia apei sublimată, șarpele se transformă în dragon, poate să zboare, poate să înalțe, deci către un nivel superior de vibrație, această energie a apei, și bineînțeles capul de om, care este energia vărsătorului, a aerului. Deci sunt cele patru zodii și aici unde le regăsim ca idee în tradiția noastră. Le regăsim, bineînțeles, în Pantocrator, înainte de a intra în biserici, de a intra în altar, avem Pantocratorul, sunt cei patru apostoli, Ion, Luca, Matei și Marcu, fiecăruia îi se atribuie un animal, o energie specifică. Deci, iată, energia Sfinxului, sau cum să spun așa, vechea religie, întreaga știință, se ocultează în creștinism. Și vorbim despre aceste elemente, urme ale acestei înțelepciuni ocultate până în ziua de astăzi. Ne putem întreba ce caută aceste animale, sunt niște virtuți, nu? Dar în realitate, iată, sunt cele patru elemente din care a făcut universul, pământul, apa, focul, aerul și, bineînțeles, în centru avem acum această conștiință cristică, Iisus, Domnul nostru Iisus Hristos sau Dumnezeu Tatăl, care reprezintă unitatea, sensul vieții. Un alt element important care certifică vechea tradiție spirituală ocultată în creștinism este toiagul patriarhal. Deci e vorba de toiagul patriarhal a Sfinților Patriarhi de sute de ani până în ziua de astăzi, care este reprezentat prin această sinusoidă a celor doi șerpi pe șapte nivele de vibrație și se întâlnesc undeva cei doi șerpi în toiagul patriarhal undeva deasupra zona capului, a frunții. Deci, iată, elemente foarte, foarte importante încă ne-au rămas. Și atunci nu ne putem, ca să zicem așa, nu le putem atribui doar orientalilor această înțelepciune, că noi știm prea bine că arienii, și chiar ei își declară că sunt arieni și că nu sunt de acolo, nu au venit cu înțelepciunea, nu este a lor. Aceste vede, spun ei, arienii, au migrat, au plecat undeva din zona, din vechea vatră a Europei, împreună și în timpul mileniilor, cu aceste roiri ale triburilor noastre. Se spune că sunt undeva peste 200 de neamuri trace, care au roit în toate părțile planetei. Absolut minunat, foarte frumos. Chiar mă gândeam în timp ce povesteai la ce poate reprezenta pentru noi, într-un mod mai concret, în experiența noastră, această conectare cu tradiția străbunilor, o tradiție solară. Și probabil că de fiecare dată când avem un proiect, acesta ne dezvoltă într-un fel. Când pornim într-o călătorie spirituală, uite, de exemplu, urcăm un munte sfânt, acesta ne încearcă, scoate la suprafață orice stări de nervozitate, de neputință, de mai știu eu ce. Și fiecare urcare ar putea reprezenta urcarea muntelui interior, în care pas cu pas, de la bază până în vârf,
devenim mai puternici, da, mai înălțați, privim din ce în ce mai mult către perspectiva înaltă a divinității. Asta ne oferă muntele. Lăsăm toate bagajele, lăsăm jos, la bază, și urcăm apoi până atingem, ca să zicem așa, stările angelice din ființa noastră. Este bine că ai întrebat despre această religie solară pe care mulți nu o înțeleg. Ce ar putea reprezenta această energie, religie solară? Cea mai bine reprezentată o avem însă la templele Salmii Săgetuzei, unde regăsim acest soare de andezit, care are 10 raze, și în centrul soarelui de andezit se află soarele. De soarele și cele 10 raze. Și structura acestui soare de andezit este de o înțelepciune simplă și extraordinar de frumoasă. În sensul că primul soare exterior al pietrei de andezit ar reprezenta dragostea umană, soarele uman. Adică începem să comunicăm între noi, să creăm comunități, familii, să iubim natura, ca să zicem așa, o deschidere a noastră către exterior. Soarele următor, ca să zicem așa, către din interiorul pietrei, ar reprezenta sufletul omului. Deci sufletul lui, omului, bineînțeles, să știm, este o scânteie nemuritoare dată de la Dumnezeu, prin care se oglindește Dumnezeu. În manifestare, doar prin sufletul nostru se poate oglindi. Prin el putem simți. Toate aceste inițieri pe care le avem și călătorii sunt călătorii către noi înșine, pentru a accesa această comunie cu Dumnezeu. Și al treilea soare despre care vorbeam este tocmai acest soare al Sinelui Suprem, a tot ceea ce există, care, bineînțeles, cu cât coborâm în noi, aprofundăm starea asta de lumină, de iubire dumnezească, ne regăsim în unitate, în unime. Deci asta ar fi religia solară și cum poate fi simțită, adică să ajungem să luminăm și noi precum un soare pe pământ. Deci viața fiecăruia dintre noi este făcută astfel încât această cunoaștere de sine să devină simțită prin faptele noastre. A vorbi doar despre iubire și a ține prelegeri, bineînțeles că e frumos, ne ajută, dar se știe bine că dacii, străbunii, getodacii, erau primitori de oaspeți. Însuși românii până în ziua de astăzi dețin această calitate, ospitalitatea, de care vorbesc și nemții, au fost uimiți când au venit în țara noastră, și rușii și toate celelalte țări. Ospitalitatea, bunătatea de a te primi la masa ta. Da, și ca să fac o asociere cu ceva ce ai zis puțin mai devreme, în limbajul meu personal, cumva scânteia divină din interior devine un soare. Deci în momentul în care scânteia divină din noi, sufletul, trăiește pe calea sa în ceea ce îl entuziasmează, în momentul acela ne trăim potențialul pentru care am venit aici în manifestare și strălucim asemenea unui soare, da, ne atingem întregul potențial. Mulțumesc, Marian! Aș vrea să-l întreb și pe Adrian, când ai primit această chemare a sufletului să te apropii de tradiția străbunilor, de când timp? Da, ea este din totdeauna, dar mai accentuat în ultimii ani, de 6 ani, 7 ani. Se spune că fiecare om trece prin încercări și prin lucruri mai neplăcute și atunci ne renaște, să zice. Da. Și suferința ne ridică ca pasărea Phoenix din cenușă. Uh-huh. Așa e povestea mea și ușor, ușor am încercat să mă redescoper, să mă cunosc pe mine în interiorul meu și să cunosc natura în exterior și toate să fie în armonie. Și ai simțit chemarea muntelui, da, sfânt, da, da. Din bine, interior. Muntele ți dă răspunsul la multe întrebări care le are fiecare om. Acolo te regăsești și acolo poți găsi răspunsuri care nu le știi. Sigur. Și na, Muntele Buceg este unul dintre
dintre munții care au taina cea mai veche legată de om, de nașterea omului pe pământ. Scânteia care se naște și aici, în munții Bucegi, la vârful omul, nu se numește întâmplător vârful omul, și sunt legendele care apa ia lomiței sfințește acest loc și zice omul este o creație. S-a luat o mână de pământ, de lut, s-a udat cu apă moartă și s-a înviat cu apă vie din munți, apa ia lomiței. Corect. Deci este una dintre legende care... Da. Muntele ne purifică prin toate elementele sale și acum mi-am amintit că avem și un filmuleț pregătit, deci rugăm regia să ne dea câteva minute în care să vizionăm acest filmuleț. Atunci am invitat un grup de tulnicărese în deschiderea acestui eveniment din Apuseni, care ne-au încântat cu sunetele sacre, cu această chemare strămoșească. Și de acolo am plecat într-o călătorie a regăsirii de sine către vârful omul și vârful Bucura. În drum spre aceste vârfuri ale Bucegilor, mai sunt câteva pietre, niște păzitori de prag. Este porumbelul undeva aflat pe zona până în colții Morarului, păzitor de prag și ei ai Muntelui Sfânt. Mai este Uranus, păzitor de prag, deschizător al timpului, cel care este reprezentat în tradiția spirituală ca fiind deschizător al trecutului către viitor. Mai este numit și Ion, Sfânt Ion în tradiția populară. Iar aici am putea să amintim un cântec din Străbuni pe care îl regăsim în legenda mănăstirii cu nou altare și îl mai regăsim și într-o cântare de sărbători. Este vorba de 1 ianuarie, este acel cântec lui Shiva Vasilea adresat, care spune așa, în felul următor: Aho, ler, Doamne, ler, mănăstire cu nouă altare și cu nouă jițuri aurite, scaune aurite, iar în jițuri cine șade este Maica Precistă, actuala tradiție spirituală, creștinismul nostru sfânt. Și lângă Maica Precistă, cine șade este Ilion, Helios, soarele. Lângă Ilion, cine șade este Ion, Sfânt Ion. Ion, Sfânt Ion este cel care deschide porțile, are cheile magice ale misterelor. Deschide, poți să vezi trecutul și viitorul, poți să le reunești. Și lângă el, cine șade este bătrânul Crăciun. Bătrânul Crăciun fiind cel fiind toată tradiția spirituală, timpul, toată sfânta tradiție spirituală. Iar lângă bătrânul Crăciun, cine șade este Shiva Vasilea. Și aici, iar, ca să zicem așa, facem conexiuni cu această înțelepciune orientală care vorbește despre zeii creatori. Și aici întâlnim în aceste colinde extraordinare a mănăstirii de Tămâie cu nou altare sau colinda lui Shiva Vasilea
duce tradiția spirituală până în negura timpului, să zicem așa, până în primordialitate. Asta e foarte important, că avem acest depozit ancestral, pentru că atunci nu ne putem plânge, iată, vin orientalii și ne aduc nouă înțelepciunea. Nu, noi am avut-o aici și o avem încă, ocultată în creștinism, bineînțeles. Și asta este un lucru extraordinar, cum spuneam, pentru că ne ajută, ca să zicem așa, să înțelegem și spiritualitatea vedică, a vedea, ceea ce este în lumine subtile, sau mai bine zis, ceea ce este în ființa noastră, în structura noastră energetică, și această tradiție spirituală să o ducem, să o conectăm cu creștinismul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să ajungem în realitate la această conștiință cristică. Pentru că Fiul lui Dumnezeu asta și reprezintă. Reprezintă cea mai înaltă treaptă energetică, spirituală, oricum am spune, moșa, mântuire, din cum e folosit în alte tradiții. Deci, bineînțeles că în alte tradiții sau în alte timpuri a fost denumită în alt fel, așa cum zei, acum sunt numiți în tradiția noastră sfinți, pentru că un sfânt era, ca să zicem așa, trecut în calendar, în calendarul sfinților, doar dacă a realizat multe minuni, pe cum aveau zei din vechime, acele puteri extraordinare de a controla elementele, focul, apa. Dar iată că și sfinții au mers pe apă, au controlat focul, așa cum a fost Sfântul nostru Nicodim, care a mers pe foc și a rămas în foc din mai multe ore. Asta o regăsim, tradiția Sfântului, povestea și legenda Sfântului Nicodim, de la Polovragi, o găsim acolo la peșteră. Și la tizmană. Deci, cum spuneam, noi trebuie să înțelegem că toate tradițiile este această căutare a Dumnezeu. Fie că este creștină, fie că este musulmană, fie că este budistă, fie că este de sorginte amerindiană. Dar esența tuturor acestor tradiții conduc la regăsirea de sine, la sufletul nostru. Cum îți cobori rugăciunea inimii? Cum îți cobori sufletul, mintea în inimă? Oratio mentis. E această regăsire de sine, partea bună este că te duce la ce spuneam, la conștiința cristică, peste de care, și faptul că o anumită religie nu ar vorbi de această despre Isus sau despre, fie că este musulmană, fie că este hindusă, nu ar vorbi despre conștiința cristică, ar arăta că nu au ajuns în realitate la Dumnezeu. Ceea ce budismul sau, cum spuneam, ceea ce nu se pune problema, Isus este recunoscut și de musulmani, și de hinduși, și nu știu dacă de budiști, dar ca idee, trebuie să recunoaștem că tradițiile autentice care vin până în ziua de astăzi și pe care le găsim pe această planetă își păstrează autenticitatea dacă ei îl recunosc pe Domnul Iisus. Ca idee. Deci noi vorbim despre spiritualitatea degetul dacă ne conectăm, pentru că ne ajută. Toată calea spirituală este strâmtă de Angelul Dumnezeu. Dacă nu ai cheile de acces către nivele de vibrație, ca să zicem așa, nu te poți desprinde de simțuri. Trăim doar către exterior. Toată știința pe care ne oferă vedele, să zicem așa, sau care vin ariană, sau așa este a noastră, e bine să o percepem, să o înțelegem, pentru a putea avea acces la cea mai profundă parte din noi. Toată lumea se pune, ce, dacă ar fi așa ușor, de ce nu suntem acum o țară plină de sfinți, o planetă eliberată? Pentru că ne-am uitat rădăcine, obârșile. Toată Europa se află, ca să zicem așa, și-a pierdut aceste rădăcini. Vine partea orientală și toată lumea, foarte toți tinerii, ca să zicem așa, trec către acest studiu al cunoașterii de sine, pe care, iată, și în Grecia îl aveam, la marile temple, îl aveam, cunoaște pe tine însuți. Da. Homo nocete ipsum. Deci, în esență, nu învățăm nimic nou, ci ne reamintim. Ne reamintim. Minunat.
În mine s-a trezit chemarea muntelui, deci da. Când mergem la Sfinx în Buceci? Da, și la Sfinx, dar aș vrea să și la celelalte guri de rai din România. Și aici putem spune că avem, țara noastră sfântă are cele mai multe guri de rai sau locuri sacre din Europa, dacă nu chiar de pe planetă. N-aș vrea să ne lăudăm, dar probabil așa și este. O zonă foarte, foarte specială este, bineînțeles, Sarmii Săgetuza și templele de lumină. Și acolo avem Cetatea Costești, Blidaru, Fețele Albe, Sarmii Săgetuza. El însuși fiind un drum inițiatic de a avea acces la Marea Înțelepciune a Cugaionului sau Cartea Cugaionului, care a fost proiectată pentru toată lumea la Sarmii Săgetuza, pentru că acolo aveau acces cu toții. Zona sacră, cea mai sacră, cum este Muntele Sfânt, era accesat mai mult de preoți, de căutătorii foarte puri, ca să zicem așa. Pentru toată lumea, școala care exista era Sarmii Săgetuza sau, ca să zicem așa, Sarmis, cuvânt, Getuza, geți, deci Sarmis, cuvânt, cuvânt de înțelepciune dat getodacilor sau marea capitală a înțelepților getodaci, ca să înțelegem ce înseamnă Sarmii Săgetuza. Deci era o școală întreagă, toate templele de lumină, numai la Sarmis sunt descoperite deocamdată 7 temple cu folosire extraordinară și pomul vieții și întreaga proiecție a universului care se află în Marele Sanctuar Circular, Soarele de Andezit, precum și celelalte temple de lumină. Tot în zona asta a Hunedoarei avem, este extraordinară. Avem Țara Hațegului cu Tronul Străbunilor și Cetatea Regală a Hațegului. Nu întâmplător l-avem pe părintele nostru de suflet, părintele Arsenie Boca, acolo în zona la Prislop. Avem Deva, iată, o cetate care încă i-a rămas numele, Deva, Lumină. Avem apoi Alba Iulia, care însă și forma, structura ei este extraordinară, este un lotus. Este fosta școală a lui Zamorsis, așa se presupune, fiind atât de specială. Și foarte multe alte cetăți care apărau această zonă sacră a Sarmii Săgetuzei. Avem Cioclovina, avem Piatra Roșie, Ponoriciu în zonă. Apoi, alte zone speciale am putea numi așa pe scurt. Avem Ceahlăul cu proiecția piramidei în luna august, Pietrele Doamnei, o luăm apoi către Maramureș. Avem Munții Rodnei, în care nu întâmplător lacul dinspre vârful Munții Rodnei are reforma României, adică a rodi, a spori în duh, în prosperitate. Avem apoi Maramureșul, care este, avem Piatra Cocoșului, Munții Gutui, avem Negreștiul Oaș cu Sfinxul din Oaș. Coborâm apoi, ca să zicem așa, către centru și avem Templul Ursitelor lângă Brașov, un templu extraordinar, creat magic, care merită vizitat și a luat de acolo anumită înțelegere, anumită puritate a sufletului. Avem apoi Dobrogea, pământul prieteniei, cu munții Măcinului. Deci avem munții primordiali, ca să zicem așa, cei mai vii de pe planetă, munții Măcin. Unde tot acolo, în apropiere, avem două locuri sacre. Avem peștera Sfântului Andrei și peștera Sfântului Casian. Apoi, avem un triunghi energetic. Avem triunghi energetic de la Argeș, în care avem 3 biserici rupestre. Asta autentifică, la cele de lemn s-au mai tot dat foc în perioada de cucerire, încercare de cucerire a Țării Noastre Sfinte. Dar iată că peșterile, mănăstirile din piatră datează de mii de ani. Și asta este extraordinar, pentru că la corbii de piatră
din acest triunghi energetic, ca să zicem așa, Corbii de Piatră, Nămăiești și Cetățuial Negru Vodă, în centru se află chiar Câmpul Lung, un centru energetic al basarabilor. Fostă capitală a țării românești. Iar, cum spuneam, la Corbii de Piatră autentifică vechimea acestor biserici în piatră, mănăstiri de tămâie, pentru că acolo se găsește o biserică cu două altare. Bun. Și așa mai departe putem vorbi despre Țara Luanei, putem vorbi despre zona Chișinăului, unde avem Țâpova și Saharna, Valea Oltului cu Muntele Sfânt Cozia, toate putem vorbi despre Herculane, zona Pelasgă a zeilor, Hercule și toată mitologia care acum o regăsim în luată de greci. Putem aminti aici și de rețeaua vastă care avem de ape termale, ape salinizate, purificatoare, saline noastre care au, ca să zicem așa, timp de mii de ani, au aprovizionat cu sare întreaga Europa. Și pădurea Baciu, un loc magic, plin de mistere. Și probabil, oriunde am merge, găsim câte o gură de rai. Deci asta este țara noastră sfântă, beneficiem de această energie, această vibrație înaltă și nu întâmplător, la ora actuală, avem cele mai multe mănăstiri și biserici din Europa. Corect. Sunt atât de multe conuri de lumină la noi în țară și îmi vine să spun acum să ne facem un pașaport de călătorii spirituale chiar la noi în țară și să chemăm alături de noi toți cei care simt chemarea muntelui și bineînțeles că putem să urcăm muntele în mod individual, dar și o energie a grupului, un grup care are interese comune, este susținătoare. Spuneți-ne câte ceva despre aceste tabere. Deci, călătorii inițiatice, tabere spirituale, cam ce pregătiți? Vă așteptăm cu mare drag la taberele care le-am pregătit. Exemplu, în 6-8 mai avem o călătorie inițiatică, am numit-o noi, la Herculane. Este vorba despre cele 12 munci ale lui Hercules, de a ridica în el însuși starea de om andruginal prin cucerirea celor 12 constelații zodiacale și a urcat pe volta cerului această constelație a lui Hercules, omul cosmic din ființa noastră. Apoi este un eveniment foarte important la Sfinx, zona Sfinx despre care vreau să vorbim, în trei etape. Deci ne aflăm în anul 2022 și am simțit să mergem pe acest număr sacru, folosind numerologia sacră, din luna martie, am simțit că Sfinxul ne cheamă mai mult să are ceva să ne ofere, ca să zic așa. Și atunci am undeva pe 20-22 mai, o să fie o primă întâlnire la Sfinx, în care începem de la 7 izvoare, peștele sacre și Sfinxul și toată această tradiție să o reactualizăm în noi, să simțim această comunie cu aerul curat și beneficiile de regenerare, cu apa sfântă, o baie purificatoare. Putem, natura însă și este plină de miracole. Odată ce ieșim în natură, noi retrăim acest miracol al planetei și al regăsirii, al întoarcerii către esența noastră. Perfect. Apoi, în iulie, a doua întâlnire, după două luni, și de echinocțiu în septembrie, a treia întâlnire. Deci trei întâlniri importante în care am dorit să chemăm cât mai mulți coordonatori de grupuri spirituale, de oameni care simt chemarea muntelui și reconectarea cu sfânta tradiție și actualizarea ei până în ziua de astăzi, comuniunea cu partea creștină, cu Domnul Iisus, Fecioara Maria, bineînțeles, și Dumnezeu Tatăl. Minunat. Este vreo pagină de contact în care... Pe pagina de Facebook, Marian Cogaion, cu K, exact cum se scrie în greacă, Cogra Y, Cogaion. Pe Messenger
Acolo aveți, o să punem și număr de telefon, de contact. Urmează, bineînțeles, apoi călătorie în Țara Luanei, Tingu Energetic, Țara Oașului. O să toate aceste evenimente le postăm și vă așteptăm cu drag. Și la Sarmi Segetuza? Că tot ai la Sarmi Segetuza este un eveniment foarte frumos, chiar de solstițiu. Uh-huh. Primele trei zile, 21, 22, 23, partea solară, în care mergem și activăm partea solară, masculină din noi, ca să zicem așa, de care avem nevoie cu toții, care este stabilă, este emisivă, ne ajută să ne împlinim proiectele propuse. Și apoi urmează de pe 24, 25, 26, partea a doua a taberei, de sânziene, unde ne conectăm cu, să zicem, cu Divinul Feminin, cu partea Duhului Sfânt, care împreună cu partea masculină, cu această conștiință pe care o manifestă soarele cu lumina, acestea le vom reuni în final pentru această regăsire de sine. Deci noi, ca să zicem așa, facem toate aceste acțiuni pentru a atinge un lucru foarte important, ca să zicem așa, iubirea sau miracolul iubirii. Haideți să-i simțim și chemarea, dacă vrei să faci o chemare. În aceste călătorii inițiatice sau această aventură inițiatică, noi folosim sunete sacre. Și aici putem folosi sunetul de corn, care ne aduce, ca să zicem, ca o regăsire noi înșine. Deci, mergem către vibrație, către ceea ce este dincolo de cuvinte, precum clopoțelul. Sunetul clopotului a fost folosit întotdeauna. El este o chemare către inimile noastre. Se folosește din străbuni și până în ziua de astăzi în creștinism. Iar acum noi mai folosim în aceste călătorii frumoase și tunicul. Bineînțeles că mai oferim anumite impulsiuni spirituale pentru ridicarea nivelului de vibrație și o impulsionare foarte specială pentru a trăi acest miracol al iubirii, pentru trezirea sufletului. Deci tot ceea ce realizăm, am pus-o sub egida aceasta, cum ajunge să-L simțim pe Dumnezeu, cum acest miracol al iubirii în ființa noastră. Și atunci folosim sunetele sacre, jocuri spirituale, bine, comunia între noi, a mâncat împreună, a ne bucurat de toată călătoria inițiativă. Mulțumim! Adrian, foarte pe scurt, pentru cine sunt recomandate aceste călătorii? Da, cine simte această chemare și tot ce am spus aici, dacă rezonează cu noi și cu locurile sacre, munții și nu numai, Poate să vină alături de noi în aceste drumeții care le-am anunțat și poate să ne găsească pe pagina de Facebook sau numărul de telefon și acolo putem dezvolta acest și pe subiect. Și pe ce pagină te găsesc? Se poate, avem și școala cu Gaion care, așa, se poate găsi acolo cel mai bine pentru că ne reprezintă pe toți și acolo găsiți numărul de telefon și bine, e cel mai indicat. Mulțumim. Și cine a simțit chemarea turnicului, e foarte bine să meargă pe linia aceasta. Mulțumim, dragilor. Absolut minunat. Vă iubim și ne revedem data viitoare. Toate cele bune!